Primăria Timișoara finalizează amenajarea unui nou parc în zona Lunei. Proiectul este realizat cu finanțare de la bugetul local prin mecanismul de bugetare participativă depus în campania din 2023. Managerii de cartier au lucrat îndeaproape cu locuitorii din zonă pentru a identifica nevoile existente. Cetățenii din zona Lunei s-au mobilizat exemplar și au reușit să obțină multe voturi pentru transformarea unui teren de aproape 5.000 de metri pătrați în parc. Timp de 30 de ani, această suprafață a fost neîngrijită și folosită pe post de parcare sau rampă ilegală de deșeuri. După ce ani de zile aici a fost un mare teren viran neîngrijit, acum îl transformăm într-o zonă verde pentru întregul cartier și pentru copii și pentru părinți și bunici. Mă bucur că e un proiect pe care l-au propus cei din zonă și tot ei au convins alți timișoreni să-l susțină și să-l voteze în campania de bugetare participativă, a spus primarul Dominic Friț. Acum, prin proiectul propus de cetățeni și implementat de primărie, terenul devine un loc care include spații verzi de joacă pentru copii și de recreere, arbori, bănci, alei cu pietriș. Parcul va avea spații verzi cu suprafața de peste 2. 2000 de metri pătrați. Urmează plantarea a 2900 de arbuști și plante perene și va fi instalat mobilierul urban realizat în totalitate din lemn. De altfel, toate materialele utilizate la amenajarea parcului sunt naturale: pietrișni și lemn. Proiectul este implementat în proporție de 80%.